soarea și poleiul produc tragedii pe șosele. Două persoane au decedat, iar alte cinci, printre care se află și trei copii, au fost rănite în urma unui grav accident în Brașov, în care au fost implicate trei autoturisme. Polițiștii fac acum cercetări pentru lămurirea condițiilor în care s-a produs accidentul. Tragedia a avut loc pe DN1S între localitățile Veneția de Jos și Pârău. În accident au fost implicate trei autovehicule, iar în urma coliziunii două persoane au decedat, iar alte cinci au suferit leziuni grave. În urma accidentului rutier, șoferii adunați la fața locului au apelat îngroziți la numărul de urgență 112, iar la locul accidentului s-au deplasat multiple autospeciale de intervenție. Pentru una dintre persoanele implicate în accident a fost constatat decesul. O tânără de 35 de se afla în stop cardiorespirator, iar medicii au început imediat manevrele de resuscitare. După mai bine de jumătate de oră, medicii au fost nevoiți să declare decesul. Potrivit reprezentanților ISU Brașov, toate celelalte victime au fost transportate la Spitalul Județean Brașov și Spitalul Făgăraș pentru îngrijiri de specialitate. Printre victime se află și trei copii care au fost transportați la Spitalul de Pediatrie Brașov pentru investigații medicale suplimentare. Traficul rutier a fost blocat pe DN1S între localitățile Veneția de Jos și Pârău și a fost reluat după ce autoritățile au curățat drumul. Echipajele Poliției Rutiere și Serviciului Criminalistic fac acum cercetări pentru lămurirea împrejurărilor și condițiilor în care s-a produs accidentul.